30 de goluri în toate competițiile anului 2014. Senzaționala serie de 6 cu care a făcut instrucție cu pandurii și, bineînțeles, a intrat în cartea recordurilor. Cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Europa în acel 6-0 cu danezii de la Aalborg. 2 goluri de manual și cu naționala daneză au făcut din el o soluție viabilă și fiabilă, chiar obligatorie pentru revenirea naționalei în elita fotbalului mondial. Are un simț al porții fantastic. După părerea mea, n-a dat nici 50% din ce poate. Eu cred că va ajunge la o echipă mare din Europa. Un șut dinamită și un flair, un miros în fața porții de adevărat lup, care, bineînțeles, încearcă să marcheze meci de meci în poarta căprioarelor, ca să zic așa, sau a cerbilor, cum vreți dumneavoastră. Este unul dintre fotbaliștii care a explodat, iar Meme Stoica merită felicitări pentru faptul că alături de Laurențiu Regencamp au insistat ca acest super fotbalist să vină și să joace în campionatul nostru după ani de zile în străinătate. Este, cred eu, la bătaie cu Marica, vârful național de fotbal al României. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, atacantul anului, Claudiu Cheșeru, Steaua! Bineînțeles, ceasul din partea firmei Guess, un ceas de lux care sperăm să-ți facă plăcere. Te rog. Bună seara. Sunt flată de această descriere și de acest trofeu și voi continua cu obișnuitele mulțumiri. Mulțumesc în primul rând familiei mele, mamă, soție, plus prietenii apropiați, iar după aceea clubului Steaua, care mi-a dat ocazia ca după atâția ani în străinătate să revin în campionatul românesc și nu la orice echipă. Mă bucur că am reușit să o fac bine și acest premiu îl datorez în egală măsură colegilor mei care mă pun în situații extraordinare de a marca. Vă mulțumesc!